Este un artist în adevăratul sens al cuvântului. Cântă, are propriul serial, mai nou acesta a devenit și carte. A pornit chiar și o mișcare a celor din generația ei, se cheamă Generația Z, iar pe rețelele sociale este urmărită de 1 milion de oameni. Imaginați-vă că este doar o puștoaică ce merge încă la școală și locuiește, oricât de celebră ar fi, cu părinții ei. Este în direct cu noi Iuliana Beregoi. Iuliana, mulțumesc frumos că ai acceptat să intri în direct cu noi. Știu că ești ocupată. Sigur, nu mergi în perioada asta chiar la școală. Chiar mi-am dorit foarte mult. Mi este dor de voi deja. Oh my God. Iuliana, zi-mi, uite, pentru că tu ești în Republica Moldova în momentul ăsta, cum a fost perioada aceasta de restricții? Nu știu exact cum au fost restricțiile la voi peste Prut, dar două luni de zile... Au fost la fel ca și la voi. Exact, două luni de zile. Ce ai făcut în astea două luni de zile? Sincer, la început ziceam că este o perioadă super nașpa, adică nu mi-a plăcut la început. Dar după aia mi-am dat seama că carantina asta are și plusuri, după părerea mea. Am petrecut mai mult timp cu familia, mai mult timp cu sora mea, mai mult timp le-am acordat fanilor în mediul online, am făcut mai multe live-uri, mai multe clipuri pe TikTok, pe YouTube. Nu știu, cred că are și foarte multe plusuri carantina. Mai ales după aia când o să organizăm un concert, de exemplu ăsta de pe 13 iulie, dacă o să putem să-l ținem, o să fie super tare când o să ne revedem cu fanii, sunt sigură de asta. Vreau să-mi spui, Iuliana, despre carte, pentru că urma sezonul 3 al serialului, ia uite și cartea, o așteptăm să știi aici, da, să o vedem. Trebuia să fie un sezon filmat și s-a transformat într-o carte sau de ce ați ajuns la concluzia că trebuie să o faceți carte? Trebuia să filmăm sezonul 3 înainte de carantină. De fapt, în timpul carantinei, nu știam că o să fie carantină și la noi. Ne-am întors din vacanță și am venit să filmăm sezonul 3 pentru toată generația Z. Vreau să fie o surpriză, așa că nu le-am zis. Le ziceam că nu o să lansăm sezonul 3, nu, sigur că nu o să lansăm. Dar în fine, vreau să le facem o surpriză, dar din păcate a început carantina. De fapt, din fericire, așa că lui Cătălin a venit ideea să lansăm cartea. A scris cartea într-un timp foarte scurt, apropo, în carantină a scris-o. Și am hotărât să promovăm mai mult cititul, mai ales dacă toți stăm în carantină, să nu stea toată lumea pe telefon, să promovăm cititul și să ajutăm generația Z să-și dezvolte imaginația. Adică deci tot cartea ce este scrisă de Cătălin Dascălu. Imaginația lor. Cartea este scrisă de Cătălin Dascălu. Cătălin Dascălu se ocupă de Iuliana Beregoi. Cătălin Dascălu e compozitorul, producătorul Iulianei Beregoi. Iuliana, știu că dacă o să ajungă cartea asta la fanii tăi, pentru că sunt foarte mulți, cum le spuneam și telespectatorilor, e vorba de 1 milion de oameni, o să fie și o faptă bună făcută. Exact, da, în mai puțin de o lună s-au vândut deja 2000 de cărți și asta mă bucură foarte mult, 2000 de exemplare. Sincer, nici nu m-am așteptat că o să meargă atât de bine cartea, dar se pare că fapta mea bună, fapta noastră bună, deja am mers, să zic așa. Fapta bună, ca să vă spun despre ce este vorba, Iuliana, împreună cu oamenii care se ocupă de ea, vor să cumpere laptopuri pentru copiii din medii defavorizate. Sunt copiii care au nevoie de un calculator, nu neapărat acum pentru școala online, pentru că într-un moment sau altul se va încheia, dar să poată avea acces la informație și la tehnologie, nu? Pentru că despre asta e vorba, Iuliana. Da, noi am început săptămâna generației Z, haideți să vă spun mai multe despre toată chestia asta, am început săptămâna generației Z, adică în perioada de 25 mai până pe 5 iunie, toți cei care comandă orice de pe iulianaberegoi.ro, în primul rând primesc cadou un set de stickere super cool, care vor fi doar de pe 25 mai până pe 5 iunie, doar cei care comandă ceva de pe site, nu contează ce, și plus la asta 10% din valoarea fiecarei comenzi va merge către copiii mai săraci, sub formă de laptopuri, tablete, ca să poată și ei să facă școală online. Iuliana, pentru perioada următoare, ce ți-ai propus tu? Pentru că, uite, ești la liceu, nu te-ai mai întâlnit cu colegii tăi de 2-3 luni de zile aproape, de când s-a încheiat școala într-un mod abrupt. Ați reușit să vă vedeți totuși săptămâna asta, săptămâna trecută? Nu, dar trebuie să mergem să dăm cărțile, pentru că noi terminăm deja școala. Apropo, sunt clasa 9 și trebuia să am examene, dar s-au anulat, nu s-au amânat.
Și trebuie să mergem, cred că săptămâna asta, să dăm cărțile, așa că o să mă revăd în sfârșit cu colegii mei și am vrea foarte mult, depinde, totul depinde ce se va întâmpla după data de 1 iunie, pentru că la noi pe 1 iunie vor scoate câteva restricții și dacă se vor scoate restricțiile de doar 3 persoane, gen să putem să ieșim și în grup, vrem să facem și un mic bal sau nu bal, să mergem undeva să facem un Și frigărui, pentru neapărat, că Iuliana, totuși este clasa când 9 se și mă termină duc să... povestea asta, să veniți la București să ne vedem aici în studio. Mulțumesc frumos pentru că ai intrat în direct cu noi, să ai o zi frumoasă în continuare. Știri acum!